1984, George Orwell. Cu acel oftat adânc, involuntar, pe care nici măcar în apropierea teleecranului nu se poate abține să-l scoată la începutul unei noi zile de muncă, Winston își trage, scrie vorbitorul către el, suflă praful de pe microfon și își pune ochelarii pe nas. Apoi derulează și prinde la un loc o clamă 4 suluri mici de hârtie care au sosit deja prin tubul pneumatic, aflat în dreapta biroului lui. În pereții boxei sunt 3 orificii. În dreapta scrie vorbitorului un mic tub pneumatic pentru mesaje scrise. În stânga unul mai mare pentru ziare. Iar în peretele lateral, la îndemâna lui Winston, se găsește o fantă mare dreptunghiulară, protejată de un grătar de sârmă, în care se aruncă hârtiile inutile. Asemenea fante există cu miile sau cu zecile de mii prin toată clădirea și nu numai în fiecare încăpere, ci și din loc în loc pe fiecare coridor. Din cine știe ce motiv, au fost poreclite găuri de memorie. Când știi că un document urmează să fie distrus sau chiar când vezi o bucată de hârtie inutilă, a devenit un gest automat să ridici apărătoarea de la cea mai apropiată gaură de memorie și să arunci hârtia înăuntru. După care un curent de aer cald o poartă către imensele cuptoare ascunse undeva în subsolurile clădirii. Winston începe să studieze cele 4 foițe de hârtie pe care le-a derulat. Fiecare dintre ele conține câte un mesaj de numai unul sau două rânduri, scrise în jargonul abreviat în care se face uz în minister, în scopuri interne și care nu este tocmai nou vorbă, dar constă în mare parte din termen de nou vorbă. Cu un vag sentiment de satisfacție, Winston pune al 4-lea mesaj deoparte. Lucrarea complicată de răspundere, cel mai bine este să o lase la urmă. Celelalte 3 sunt probleme de rutină, deși pentru al 2-lea va trebui mai mult ca sigur să străbată niște liste plicticoase de cifre. Formează numere vechi la teleecran și cere exemplarele respective din Times, care după câteva minute de așteptare se ivesc din tubul pneumatic. Mesajele primite de el se referă la niște articole sau știri despre care se consideră dintr-un motiv sau altul că este necesar să fie modificate sau rectificate, cum se spune în mod oficial. De exemplu, din numărul din 17 martie al ziarului Times, aflai că în discursul din ziua precedentă, fratele cel mare anticipase că frontul din sudul Indiei avea să rămână calm, dar și că o ofensivă eurasiană avea să fie lansată în scurt timp în nordul Africii. În realitate însă, Comandamentul Suprem Eurasian a lansat ofensiva în sudul Indiei și a lăsat în pace nordul Africii. Prin urmare, este necesar să fie rescris un pasaj din discursul fratelui cel mare, în așa fel încât acesta să anticipeze chiar ceea ce s-a întâmplat. Sau în numărul din 19 decembrie trecut, se publicau prevederile de producție la diverse categorii de bunuri de consum pentru trimestrul 4, care era al 6-lea trimestru al celui de-al 9-lea plan trienal. Numărul de astăzi însă conține declarația asupra producției reale, din care se vede că prevederile au fost la fiecare capitol cu totul și cu totul greșite. Datoria lui Winston este să corecteze cifrele inițiale, făcându-le să corespundă cu cele ulterioare. Cât despre al 3-lea mesaj, este vorba de o greșeală foarte simplă, care poate fi îndreptată în câteva minute. Nu mai departe decât în februarie, Ministerul Abundenței a făcut publică promisiunea, termenul oficial este angajament ferm, că rația de ciocolată nu se va reduce în cursul anului 1984. Ori, după cum știe și Winston, rația de ciocolată urmează să fie redusă de la 30 la 20 de grame chiar săptămâna asta. Tot ce trebuie el să facă este să înlocuiască promisiunea inițială cu un avertisment că, în cursul lunii aprilie, s-ar putea dovedi necesară o reducere a rației de ciocolată. De îndată ce a rezolvat fiecare dintre cele 3 mesaje, Winston își atașează corecturile, dictate la scrie vorbitor,
numerelor respective din Times și le împinge în tubul pneumatic. Pe urmă, cu o mișcare pe cât posibil inconștientă, mototolește mesajele inițiale și orice note pe care și le-a făcut el însuși și le dă drumul în gaura de memorie ca să fie înghițite de flăcări. Ce anume se întâmpla în labirintul invizibil la care duc tuburile pneumatice, nu știe în detaliu, dar știe așa, în general, că odată corecturile considerate necesare la cutare număr din Times, adunate la un loc și colecționate, numărul respectiv se retipărește, exemplarul original se distruge, iar cel ajustat se arhivează în locul lui. Acest proces de continuă modificare se aplică nu numai ziarelor, ci și cărților, revistelor, broșurilor, afișelor, foilor volante, filmărilor, înregistrărilor, desenelor animate, fotografiilor, într-un cuvânt, oricărui text sau document care ar putea avea o cât de mică semnificație politică sau ideologică. Zi de zi și aproape clipă de clipă, trecutul este adus la zi. În acest fel se poate dovedi cu ajutorul probelor documentare că orice previziune făcută de partid a fost corectă. Și nicio știre sau opinie care ar putea veni în conflict cu nevoile momentului nu este lăsată să rămână în vreo arhivă. Toată istoria este un palimpsest scris și rescris, indiferent de câte ori se dovedește necesar. Nu ai nicio posibilitate de a demonstra, odată acțiunea terminată, că a avut loc vreo falsificare. Cel mai mare serviciu al secției documente, cu mult mai mare decât cel la care lucrează Winston, este format pur și simplu din persoane a căror datorie constă în a depista și aduna toate exemplarele din cărți, ziare sau documente care au fost înlocuite și, deci, trebuie distruse. Un număr din Times care, din cauza schimbărilor în alianțele politice sau a unor predicții greșite făcute de fratele cel mare, a fost rescris poate și de 10 ori, încă se mai găsește în arhive cu data inițială și niciun alt exemplar mai vechi nu mai există care să-l contrazică. Și cărțile sunt adunate și rescrise de mai multe ori și de fiecare dată când sunt retipărite, nimeni nu recunoaște că ar fi avut loc vreo modificare. Nici măcar mesajele scrise pe care le primește Winston și pe care el de fiecare dată le aruncă imediat după ce le rezolvă, nici măcar ele nu afirmă și nu dau vreodată de înțeles că s-ar comite vreo falsificare. Întotdeauna se referă la scăpări, la erori, la greșeli de tipar și citate greșite care trebuie să fie îndreptate în interesul unei cât mai exacte informări. De fapt, se gândește el, în timp ce ajustează cifrele Ministerului Abundenței, nici măcar nu este vorba de o falsificare. Înlocuiește pur și simplu o aberație cu alta. Cea mai mare parte a materialului cu care lucrează nu are niciun fel de legătură cu nimic din lumea reală, nici măcar acel gen de legătură pe care o conține o minciună sfruntată. Statisticile sunt la fel de fanteziste în versiunea lor originală, cum sunt și versiunea așa zis rectificată. De multe ori se presupune că sunt compuse din cap. De exemplu, previziunile Ministerului Abundenței estimaseră producția de ghete în trimestrul respectiv la 145 de milioane de perechi. Producția reală este dată ca fiind de 62 de milioane. Cu toate astea, rescriind previziunile, Winston coboară cifra la 57 de milioane pentru a lăsa loc obișnuitei pretenții că planul a fost depășit. Oricum, 62 de milioane nu este cu nimic mai aproape de realitate, nici decât 57 de milioane și nici decât 145 de milioane. Mai mult ca sigur că nu s-a produs nici măcar o singură gheată. Adică, de fapt, cel mai sigur este că nimeni nu știe cu siguranță câte anume s-au produs și nici nu are nicio importanță. Tot ce știi este că în fiecare trimestru se produc cantități astronomice de ghete pe hârtie, în timp ce jumătate poate din populația Oceaniei umblă desculță. Și la fel se întâmpla cu fiecare categorie de produse și cu toate faptele scrise, mari sau mici. Winston își ridică ochii și se uită peste hol. În boxa corespunzătoare, de partea opusă,
lucrează de zor un bărbat mic de statură cu o mutră meticuloasă și o umbră de barbă, pe care îl cheamă Tillotson. Individul ține un ziar împăturit pe genunchi și microfonul scrie vorbitorului foarte aproape de gură. Are aerul că vrea să facă un secret din ce spune el acolo, între propria-i persoană și teleecran. Își ridică și el ochii. Lentilele ochelarilor lui aruncă o lumină ostilă în direcția lui Winston, care nu-l cunoaște mai deloc pe Tillotson și habar nu are cu ce se ocupă. La secția documente, oamenii nu se grăbesc să vorbească despre ce lucrează. În holul cel mare, fără ferestre, cu două rânduri de boxe și un interminabil fâșii de hârtii și zumze de voci, care șoptesc când scrie vorbitoare, sunt cel puțin 10 inși pe care Winston nu știe nici cum îi cheamă, deși în fiecare zi îi vede fățăindu-se pe coridoare și gesticulând la cele 2 minute de ură. Știe că în boxa de lângă a lui lucrează femeia cea mică de statură, cu părul ca nisipul, care se chinuie zi de zi să urmărească și să radieze din presă numele celor care au fost vaporizați și, deci, se cheamă că nici nu au existat. Treaba asta îi se potrivește, pentru că și soțul ei a fost vaporizat acum câțiva ani. Iar ceva mai încolo, peste vreo 3 boxe, este o ființă blândă, searbădă și visătoare, care se numește Amplefort, cu păr în urechi și cu un talent surprinzător de a jongla cu versificația. Individul lucrează la producerea unor versiuni deformate sau, cum li se spune, texte definitive, ale unor poeme care, ideologic vorbind, au devenit inoportune, dar dintr-un motiv sau altul, trebuie să rămână totuși în antologii. Și holul ăsta, cu cei 50 de lucrători ai lui, cam atâția sunt, constituie numai o subsecție, o singură celulă, dacă se poate spune așa, în imensa complexitate a secției documente. Alături, deasupra, dedesubt, se află alte și alte roiuri de funcționari, angajați într-un număr inimaginabil de lucrări. Sunt imensele ateliere tipografice cu subredactori, cu experți în tipărituri și cu studiouri utilate cu aparatură complicată de trucare a fotografiilor. Este și subsecția de teleprograme, cu tehnicieni, producători și echipe de actori, ales special pentru talentul lor de a imita vocile. Sunt armatele de arhiviști care nu au decât de întocmit liste de periodice și cărți care trebuie date la revăzut. Sunt și marile magazii, unde se depozitează documentele corectate, și cuptoarele ascunse, unde se distrug exemplarele originale. Și undeva, cine poate ști unde anume, cu totul necunoscute, stau capetele conducătoare care coordonează toate eforturile celorlalți și trasează liniile politice, în așa fel încât o bucată din trecut urmează să fie păstrată, cealaltă falsificată, iar a treia ștearsă de pe fața pământului. Și secția documente, la urma urmei, nu este decât o singură branșă în Ministerul Adevărului, a cărui primă îndatorire nu este aceea de a reconstrui trecutul, ci de a oferi cetățenilor Oceaniei ziare, filme, cărți de școală, programe de teleecran, piese de teatru, romane, orice modalitate de informare, de educare sau de recreere, de la statuie la lozincă, de la poezia lirică la tratatul de biologie și de la abecedar la dicționarul nou vorbei. Și ministerul nu are numai de asigurat diversele necesități culturale ale membrilor partidului, ci și de repetat întreaga operație la un nivel mai jos, în folosul proletariatului. Există un lanț întreg de subsecții separate, care se ocupă cu literatura pentru proli, cu muzica, teatrul și distracțiile în general. Aici se scot ziare de arunca la gunoi, în care nu se găsește aproape nimic altceva decât sport, crime și horoscopuri. Se produc povestioare senzaționale de 2 bani, filme numai despre sex și cântece sentimentale, compuse exclusiv prin mijloace mecanice, la un caleidoscop special numit versificator. Există și o întreagă subsecție în nouă vorbă. I se spune porno sec,
specializată în producerea celui mai abject soi de pornografie, care se expediază în colete sigilate și la care niciun membru al partidului, cu excepția celor care lucrează la ele, nu are voie să se uite. 3 mesaje noi au ieșit din tubul pneumatic de când Winston lucrează la primele 3. Dar sunt treburi simple și le rezolvă până să-l întrerupă cele 2 minute de ură. După ură, se întoarce în boxa lui, ia dicționarul nou vorbei de pe raft, împinge, scrie vorbitorul într-o parte, își șterge ochelarii și se apucă de lucrarea cea mai delicată, al 4-lea mesaj de azi dimineață. Lui Winston, cea mai mare plăcere în viață i-o dă munca pe care o face. Majoritatea lucrărilor sunt treburi plicticoase, de rutină, dar printre ele se mai strecoară uneori și câte unele atât de dificile și de complicate, încât te poți pierde în ele, la fel ca în profunzimile unei probleme de matematică. Niște ticluiri subtile, în care nu ai nimic care să te ghideze, afară de propriile tale cunoștințe în materie de principiile sogengului și de propria ta intuiție în legătură cu ce anume așteaptă partidul de la tine să spui. El, Winston, este bun la așa ceva. De câteva ori s-a încredințat rectificarea articolelor de fond din Times, care se redactează exclusiv în nouă vorbă. Derulează din nou mesajul pe care l-a lăsat deoparte mai devreme și care sună astfel. În vechea vorbă, adică în engleza standard, textul mesajului ar putea fi redat cam așa. Relatarea ordinului de zi al fratelui cel mare, apărută în numărul din 3 decembrie 1983 al ziarului Times, este extrem de nesatisfăcătoare și face referire la persoane non-existente. Rescrie în întregime și supune versiunea unei autorități superioare înainte de a o clasa. Winston se apucă să citească articolul incriminant de la cap la coadă. Din câte își dă seama, ordinul de zi al fratelui cel mare conținea mai ales laude la adresa activității unei organizații cunoscute sub sigla TAFP, care îi aproviziona cu țigări și alte articole strict necesare pe marinarii de pe fortărețele plutitoare. Un anume tovarăș Withers, membru de frunte al Partidului Interior, era evidențiat printr-o mențiune individuală și fusese decorat cu Ordinul Meritul Special, clasa a doua. După 3 luni însă, iată că TAF a fost desființată fără nicio explicație. Este de presupus că Withers și oamenii lui sunt acum în disgrație, dar nici în ziare, nici la teleecran, nu s-a pomenit o vorbă despre așa ceva. Bineînțeles că nu se spune nimic, din moment ce acuzații politici nu sunt de regulă judecați și nici măcar demascați în mod public. Marile epurări care lovesc mii de oameni cu procese publice de trădători și criminali în gândire, cu mărturisiri abjecte ale tuturor ticăloșilor de pe lume, urmate de execuții, astea sunt spectacole excepționale, și nu au loc decât odată la câțiva ani. De obicei, oamenii ajunși pe lista neagră a partidului dispar pur și simplu și nu se mai aude nimic despre ei niciodată. Nimeni nu dispune nici de cel mai mic indiciu despre ce s-ar fi putut întâmpla cu ei. În unele cazuri, poate că nici nu sunt morți. Vreo 30 de inși, poate numai dintre cei pe care Winston i-a cunoscut personal, plus părinții lui, au dispărut fără urmă în cutare sau cutare moment. Se scarpină tacticos la nas cu o clamă. În boxa de vis-a-vis, tovarășul Tillotson tot mai stă plecat peste scrie vorbitor, cu aerul lui secretos, își înalță și el capul pentru o clipă. Din nou, lumina aia ostilă de la lentilele ochelarilor lui. Nu cumva tovarășul Tillotson lucrează la aceeași problemă ca și el? Ca și Winston? Foarte posibil. O temă atât de delicată nu se încredințează niciodată unui singur lucrător, pe de-o parte, iar pe de altă parte, a spune problema unei comisii ar însemna a recunoaște deschis că are loc un act de falsificare. Cel mai sigur este că în jur de 10 inși lucrează chiar în acest moment la versiuni concurente a ceea ce a spus de fapt fratele cel mare. După care, cine știe ce cap de conducere din Partidul Interior alege una sau alta dintre variante,
odă spre reeditare, pune în mișcare procesele complicate dar necesare de stabilire a trimiterilor și, până la urmă, minciuna aleasă de el trece în arhivele permanente și devine adevăr. Winston habar nu are din ce motiv a căzut în disgrație tovarășul Withers. Pentru corupție, poate, sau pentru incompetență. Poate că fratele cel mare s-a săturat de un subaltern prea cunoscut. Poate că Withers însuși sau altcineva din anturajul lui a fost suspectat de tendințe deviaționiste. Sau poate, de fapt, este cea mai sigură explicație, totul s-a întâmplat pur și simplu pentru că epurările și vaporizările fac parte integrantă, în mod inevitabil, din mecanismul conducerii. Singurul indiciu clar îl dau cuvintele refene persoane, care arată că Withers este deja mort. De obicei nu poți fi sigur de așa ceva în legătură cu cei arestați. Se întâmpla uneori să li se dea drumul și să rămână în libertate, chiar și un an înainte de a fi executați. Câteodată, foarte rar, un individ pe care tu îl credeai mort de mult timp reapare ca o fantomă la câte un proces public, unde înfundă sute de inși prin mărturile lui și abia pe urmă dispare de asta dată definitiv. Și totuși, Withers este deja o nepersoană. El nu există, nu a existat niciodată. Winston hotărăște că nu este suficient să orienteze mesajul fratelui cel mare în direcția opusă. Cel mai bine este să-l facă să se refere la cu totul altceva. Ar putea transforma ordinul de zi în obișnuința denunțarea trădătorilor și criminalilor în gândire, dar prea e cusut cu ața albă. Iar dacă inventează vreo victorie pe front, sau cine știe ce depășire triumfătoare a celui de-al 9-lea plan trienal, se complică exagerat de mult trimiterile. Îi trebuie ceva pur fantezist. Deodată îi răsare în minte, confecționată de Agata, dacă se poate spune așa, figura unui anume tovarăș Ogilvy, care a murit de curând pe câmpul de luptă în împrejurări eroice. Se mai întâmplă uneori ca fratele cel mare să-și dedice ordinul de zi menționării câte unui umil membru de rând al partidului, ale cărui viață și moarte le scoate în evidență ca pe niște exemple demne de urmat. Ei bine, astăzi, o să-l menționeze pe tovarășul Ogilvy. Sigur că nu a existat niciun tovarăș Ogilvy, dar câteva rânduri scrise și câteva fotografii trucate sunt ingredientele venirii sale pe lume. Winston se gândește câteva momente, pe urmă își trage scrie vorbitorul spre el și începe să dicteze în stilul cu care s-a obișnuit deja al fratelui cel mare, militaros și pendant, în același timp, ușor de imitat din cauza unui tic de a pune întrebări, la care dă imediat și răspunsul. La vârsta de 3 ani, tovarășul Ogilvy a refuzat orice altă jucărie afară de o tobă, un pistol mitralieră și un elicopter în miniatură. La 6 ani, cu un an mai devreme decât prevedea regulamentul, dar cu aprobare specială, a intrat la spioni, iar la 9 ani a ajuns comandant de grupă. La 11 ani și-a denunțat unchiul poliției gândirii după ce a ascultat pe ascuns o conversație care i s-a părut lui a avea tendințe criminale. La 17 ani a ajuns comandant de district și instructor la Liga Tineretului Antisex. La 19 ani a proiectat o grenadă de mână care a fost omologată de Ministerul Păcii și care la primul test a omorât 31 de prizonieri eurasieni dintr-o dată. La 23 de ani, tovarășul Ogilvy a pierit în luptă. Urmărit de avioanele cu reacție dușmane în timp ce zbura deasupra Oceanului Indian, cu niște mesaje importante, și-a luat mitraliera drept lest și a sărit din elicopter în apă, cu tot cu mesaje. Iată un sacrificiu, subliniază fratele cel mare, despre care nu poți afla decât cu un sentiment de invidie, după care adăugă câte ceva și despre viața curată și cinstită a tovarășului Ogilvy. Era total abstinent și nefumător, n-a avut nicio altă distracție afară de o oră pe zi în sala de gimnastică și jurase să rămână neînsurat, fiindcă era de părere că actul căsătoriei și grija unei familii sunt incompatibile cu o viață consacrată 24 de ore din 24 îndeplinirii datoriei.
Nu avea alte subiecte de conversație decât principiile Socengului și nici alt scop de viață decât înfrângerea dușmanului eurasian și hăituirea spionilor, sabotorilor, criminalilor în gândire și a trădătorilor în general. Aici, Winston se oprește și dezbate în sinea lui dacă să-l decoreze pe tovarășul Ogilvy cu Ordinul Meritul Special. În cele din urmă renunță, pentru că asta ar atrage după sine trimiteri de care nu este nevoie. Aruncă din nou o privire către rivalul lui din boxa de vis-a-vis. Nu știe nici el de ce, dar este convins că Tillotson este cufundat în aceeași lucrare ca și el. Nu are cum afla a cui variantă va fi adoptată, dar este încrezător ca a lui. Și iată cum tovarășul Ogilvy, la care nimeni nu se gândea în urmă cu o oră, a devenit acum realitate. Curios lucru. Poți crea morți, dar nu și oameni vii. Tovarășul Ogilvy nu a existat niciodată în niciun prezent, dar există acum în trecut. Și după ce toată lumea va uita de falsificare, el va continua să existe la fel de autentic și pe baza acelorași dovezi cum au existat la vremea lor Carol Quintul și Julius Cezar. În sala de mese a cantinei, adânc sub pământ, coada pentru prânz se târăște încet înainte. Încăperea este deja plină ochi, iar zgomotul asurzitor. De după zăbrelele de la teșghea vine un abur de tocană cu un miros metalic și acru, care nu reușește să acopere vaporii de gin Victoria. În fundul sălii este un băruleț, de fapt o simplă gaură în zid, de unde poți cumpăra gin cu 10 cenți, o cană mare. Tocmai pe tine te căutam, zice o voce în spatele lui Winston. Se întoarce. Este prietenul lui, Sime, care lucrează la secția cercetare. Poate că prieten nu este tocmai termenul potrivit. În ziua de astăzi nu ai prieteni, ai tovarăși, dar compania unor tovarăși este ceva mai plăcută decât a altora. Sime este filolog, specialist în nou vorbă și face parte din imensa echipă de experți angrenați în redactarea ediției a 11-a a dicționarului nou vorbei. Este un individ mărunt, mai scund decât Winston, cu părul negri și ochii mari și bulbucați. Niște ochi în același timp triști și ironici, care parcă îți studiază fața îndeaproape atunci când stai de vorbă cu el. Voiam să te întreb dacă noi fi având vreo lamă de ras, continuă Sime. Nici măcar una singură, zice Winston, cu un soi de grabă vinovată. Am încercat peste tot, nu mai sunt, s-au terminat. Toată lumea își cere lame de ras. În realitate, Winston mai are două lame nefolosite încă, pe care le ține bine. Este criză de așa ceva de luni de zile. În orice moment se găsește câte un produs de strictă necesitate pe care magazinele partidului nu-l pot oferi. Câteodată nasturii, câteodată ața de cusut, câteodată și returile de pantofi. Acum sunt lamele de ras. Nu poți face rost de ele dacă reușești așa, decât ciupind mai mult sau mai puțin pe furiș de la negru. Și eu de 6 săptămâni mă rad cu aceeași lamă, adăugă el, la fel de neconvingător. Coada se urnește înainte. Când se oprește din nou, Winston se întoarce cu fața spre Sime. Fiecare dintre ei ia câte o tavă de metal unsuroasă din teancul de la capătul teșghelei. Ai fost să vezi cum îi spânzură pe prizonierii ăia ieri? Întrebă Sime. Am lucrat, răspunse Winston, mimând indiferența. Bănuiesc o să se dea la știri. Foarte nepotrivit înlocuitor, zice Sime. Ochii lui ironici se plimbă pe chipul lui Winston, parcă ar spune, las că te știu eu, văd prin tine. Știu foarte bine de ce nu te-ai dus să vezi cum îi spânzură pe prizonierii ăia. În felul lui intelectual, Sime este primejdios de ortodox. Vorbește cu o satisfacție drăcească despre raidurile de elicoptere deasupra satelor dușmane, despre procesele și mărturiile criminalilor în gândire și despre execuțiile din beciurile Ministerului Iubirii. Când vorbești cu el, totul este să-l faci, dacă se poate, să lase asemenea subiecte și să intre în problemele tehnice ale nou vorbei, în care este capabil să emită păreri autorizate și să spună lucruri interesante.
Winston își întoarce capul într-o parte pentru a evita privirile cercetătoare ale ochilor lui Syme. Bună, spânzurătoare, continuă acesta meditativ. După părerea mea, tot hazul se duce naibii când li se leagă picioarele. Mie îmi place să-i văd cum dau din picioare. Și toate ca toate, dar la sfârșit limba care le țâșnește din gură e albastră, un albastru aprins. Uite, vezi? Ăsta e amănuntul care mă emoționează pe mine. Următorul, vă rog, zbiară prolul cu șorț alb, care ține polonicul în mână ca pe o armă. Winston și Syme își împing tăvile pe sub grilaj. Pe fiecare dintre ele, prolul trântește la iuțeală prânzul porționat. Câte un castron de metal cu o tocană cenușiu roșiatică, un codru de pâine, un cup de brânză, o cană de cafea Victoria fără lapte și o tabletă de zaharină. Uite o masă acolo, sub teleecranul ăla, zice Syme. Hai să culegem și câte un gin pe drum. Ginul se distribuie în cănd de ceramică fără toarte, croindu-și drum prin aglomerația din sală, își depun amândoi tăvile pe masă care are tăblia de metal. Într-unul din colțuri, cineva a lăsat o băltoacă de tocană, o porcărie lichidă împuțită care arată avomă. Winston își duce la buze canea cu gin, se oprește o clipă ca să-și adune puterile, după care dă pe gât lichidul cu gust uleios. Clipește de mai multe ori ca să-i se ducă lacrimile din ochi și își dă seama ca și cum ar avea o revelație că este într-adevăr foame. Începe să înghită lingură după lingură de tocană care, deși este de consistența noroiului, are și niște cubulețe dintr-o materie spongioasă, rozulie, probabil un înlocuitor de carne. Nici unul, nici celălalt, nu mai scoate o vorbă până nu-și golește gamela. La masa din stânga lui Winston, puțin mai în spate, stă cineva care vorbește într-una și foarte repede. Cum îți mai merge dicționarul? Întrebă Winston, ridicând vocea ca să acopere zgomotul. Încet, răspunde Syme. Eu sunt la adjective, nu știu, e colosal. Toată fața îi se luminează ca de fiecare dată când ajunge la domeniul lui, la nou vorbă. Își împinge tocana la o parte, ia codrul de pâine într-o mână delicată și brânza în cealaltă și se apleacă peste masă pentru a putea vorbi fără a țipa. Ediția 11-a este definitivă, îi explică el lui Winston. Aducem limba la forma ei finală, la forma pe care să o aibă când nimeni n-o să mai vorbească nimic altceva. După ce ne terminăm noi treaba, ăștia ca tine or să trebuiască să o învețe de la capăt. Poate crezi că nu facem altceva decât să inventăm cuvinte noi. Nici pe departe. Noi desființăm cuvintele, cu toptanul, cu sutele în fiecare zi. Tăiem limba până la os. Ediția 11-a nu să mai conțină niciun cuvânt scos din uz până în 2050. Mușcă lacom din pâine și înghiți câteva guri. Pe urmă, continuă să vorbească de parcă ar fi un pedant pasionat. Fața negricioasă și slabă i s-a înviorat, iar ochii au renunțat brusc la expresia lor ironică și au devenit aproape visători. Frumoasă treaba asta, desființarea de cuvinte. Sigur că reducerile cele mai mari sunt la verbe și adjective, dar sunt și sute de substantive la care se poate renunța tot atât de ușor. Nu-i vorba doar de sinonime, mai sunt și antonimele. La urma urmelor, ce rost are un cuvânt care nu este nimic altceva decât opusul altui cuvânt? Orice cuvânt își conține opusul în el însuși. Uite, de pildă, bun. Când ai un cuvânt ca bun, la ce-ți mai trebuie cuvântul rău? Nebun merge la fel de bine, ba chiar mai bine, fiindcă este exact opusul lui bun, pe când rău nu este. Și pe urmă, dacă vrei o variantă mai tare a lui bun, ce rost are să ai un șir întreg de termeni inutili și vagi, ca excelent, splendid și toate celelalte? Plus bun acoperă sensul și ai și dublu plus bun dacă vrei ceva și mai apăsat. Sigur că deja folosim termenii ăștia, dar în varianta finală a nou vorbei n-o să mai ai nimic altceva. Până la urmă, toată noțiunea de bunătate și răutate o să fie acoperită de numai 6 cuvinte, care în realitate se reduc la unul singur. Ce zici, Winston? Nu e așa că e frumoasă treaba asta?
Bineînțeles că la început de tot a fost ideea lui F.M., adăugă Sain, după un moment de gândire. Winston mimează o înflăcărare searbădă când aude pomenindu-se de fratele cel mare. Dar Sain depistează imediat o anumită lipsă de entuziasm. Nu apreciez nouă vorba la justa ei valoare, Winston, zice el aproape trist. Tu și când scrii în limba asta, tot în vechi vorbă gândești. Ți-am citit câteva lucruri pe care le-ai scris în Times din când în când. Sunt destul de bune, dar sunt traduceri. În sufletul tău ai prefera să rămâi la vechi vorbă, cu toate cuvintele ei vaci și cu toate nuanțele alea inutile. Nu vezi frumusețea desfințării cuvintelor? Tu știai că nouă vorba este singura limbă din lume al cărei vocabular scade în fiecare an? Winston zâmbește, fără îndoială că știe, sperând să dovedească înțelegere și neavând încredere în el însuși să spună ceva. Sain mușcă din nou din pâinea neagră, mestecă puțin din ea și pe urmă continuă. Nu înțelegi că singurul scop al nouă vorbei este de a limita aria de gândire? Până la sfârșit o să facem crimă gânditul literalmente imposibil, pentru că n-or să mai existe cuvinte în care să-l exprimi. Fiecare concept care ar putea fi necesar vreodată oricui va fi exprimat printr-un singur cuvânt, cu un sens strict definit și cu toate celelalte sensuri secundare șterse și uitate. Deja în ediția 11-a nu suntem departe de faza asta. Dar procesul va continua mult timp, după ce tu și cu mine n-o să mai fim. An de an mai puține cuvinte și aria de gândire din ce în ce mai restrânsă. Sigur că nici acum nu există niciun motiv și nicio scuză pentru crimă gândit. Dar asta mai ține încă de autodisciplină, de controlul realității. Până la sfârșit nici de așa ceva n-o să mai fie nevoie. Revoluția va fi totală atunci când limba ei va fi perfectă. Nouă vorba este Soceng și Socengul este nouă vorba, adăugă Sain, cu un soi de satisfacție mistică. Te-ai gândit vreodată, Winston, că până în 2050 cel mai târziu n-o să mai trăiască nici măcar un singur om care să poată înțelege o discuție cum purtăm noi acum? Afară, dă să spună Winston cu îndoială, apoi se oprește. Îi stă pe limbă să replice, afară de proli, dar se abține, fiindcă nu știe sigur dacă o asemenea remarcă nu este cumva neortodoxă. Prolii nu sunt oameni, zice Sain, indiferent, ca dovadă că i-a ghicit gândul. Cel mai târziu, până în 2050, probabil chiar mai repede de atât, tot ce înseamnă vechi vorbă va dispărea. Shakespeare, Milton, Byron n-or să mai existe decât în nou vorba, în versiunile corespunzătoare. Nu numai că vor fi schimbați în altceva, ci vor fi schimbați exact în opusul a ceea ce mai sunt încă astăzi. Chiar și literatura partidului o să se schimbe. Și lozincile or să fie altele. Cum crezi tu că ai putea avea o lozincă, libertatea este sclavie, când conceptul însuși de libertate va fi abolit? Întregul climat de gândire va fi altul. În realitate nici nu o să mai existe gândire în sensul în care o înțelegem noi acum. Ortodoxia înseamnă a nu gândi, a nu avea nevoie să gândești. Ortodoxia înseamnă lipsa conștiinței, iar tu o să fii vaporizat într-o bună zi, se gândește Winston, perfect convins de asta. Prea e deștept acest Sain, prea vede lucrurile limpede și prea vorbește deschis. Partidului nu-i plac asemenea oameni. Într-o bună zi o să dispară, îi stă scris în frunte. Winston și-a terminat pâinea și brânza. Se răsucește într-o parte pe scaun ca să-și bea mai comod cana de cafea. La masa din stânga lui, individul cu vocea stridentă trâncănește în continuare fără milă. O femeie tânără, poate secretara lui care stă cu spatele la Winston, îl ascultă și pare a fi de acord trup și suflet cu tot ce spune el, fără excepție. Din când în când, Winston prinde câte o replică de genul: după părerea mea, aveți atât de multă dreptate. Vai, dar sunt de aceeași părere cu dumneavoastră. Spusă cu o voce de femeie tânără și cam proastă. Dar cealaltă voce nu se oprește nicio clipă, nici măcar când intervine femeia. Winston îl știe din vedere pe individul respectiv, care are un gât musculos și o gură mare și foarte mobilă, dar în rest nu știe nimic despre el.
numai că deține un post important la secția literatură. Să tot aibă vreo 35 de ani. Cum stă așa, cu capul lăsat ușor pe spate, ochelarii reflectă lumina din tavan, așa încât Winston nu-i vede ochii, ci doar două discuri luminoase. Ceea ce îl îngrozește însă este faptul că, din fluviul de sunete care îi se revarsă pe gură, este aproape imposibil de distins un cuvânt. O singură dată lui Winston îi se pare că a înțeles o expresie, eliminarea totală și definitivă a goldsteinismului, aruncată foarte repede și parcă toată deodată, ca un rând de tipar turnat într-o singură bucată de plumb. În rest, nu este decât un zgomot, un fel de mac-mac, măcăială. Și totuși, deși nu reușește să înțeleagă ce spune, nu are nici cea mai mică îndoială despre ce anume ar putea bleotocări. Orică îl denunță pe Goldstein și cere măsuri și mai severe împotriva criminalilor în gândire și a sabotorilor, orică tună și fulgeră împotriva atrocităților armatei eurasiene, orică îl slăvește pe fratele cel mare, nu are nicio importanță. Orice ar spune, poți fi sigur că fiecare vorbă este ortodoxie curată. 100% Socheng. Tot uitându-se la fața fără ochi a cărei mandibulă se mișcă la iuțeală în sus și în jos, pe Winston îl încearcă un sentiment bizar, și anume că individul respectiv nici nu este om, ci un fel de duplicat, un manechin la care nu creierul vorbește, ci laringele. Ceea ce iese din el sunt cuvinte, dar nu vorbire în adevăratul sens al termenului. Este un zgomot scos în stare de inconștiență ca măcăitul unei rațe. Saim, care a tăcut de câteva momente, desenează modele în sosul de tocană cu vârful lingurii. Vocea de la masa de alături măcăie de zor mai departe, acoperind cu ușurință vacarmul din jur. E un cuvânt în nou vorbă, zice Saim. Nu știu dacă îl știi, maca vorbi, a măcăi ca o rață. Este unul dintre cuvintele interesante, care are două sensuri contradictorii. Aplicat unui adversar este o insultă, aplicat cuiva cu care ești de acord, e o laudă. E clar că Saim o să fie vaporizat, se gândește Winston din nou, cu un sentiment de tristețe, deși știe foarte bine că Saim îl disprețuiește, că l-antipatizează și că ar fi în stare să-l denunțe pentru crime în gândire, dacă ar găsi până și cel mai mic motiv. Saim are ceva rău în el, dar cu subtilitate. Îi și lipsește ceva, o anume discreție, o reținere, un fel de prostie salvatoare. Nu se poate spune că nu are o gândire corectă, crede în principiile socengului, îl slăvește pe fratele cel mare, se bucură de victorii, urăște ereticii, toate astea nu numai cu sinceritate, ci și cu un fel de a fi neobosit de zelos și cu cunoștințele mereu la zi, pe care un membru obișnuit al partidului în general nu-l are. Și totuși, plutește în jurul lui un aer de proastă reputație care nu-l slăbește nicio clipă. Spune lucruri pe care mai bine nu le-ar spune. A citit prea multe cărți, frecventează cafeneaua Castanul, cuibul pictorilor și muzicienilor. Sigur că nu există nicio lege, nici măcar dintre cele nescrise, care să te oprească de a frecventa cafeneaua Castanul, dar localul este oarecum rău famat. Acolo se adună de obicei foștii granguri ai partidului, acum compromiși, înainte de a fi în sfârșit epurați. Goldstein însuși ar fi fost văzut acolo, așa cum se vorbește, cu ani sau chiar decenii în urmă. Soarta lui Saim nu este greu de prevăzut. Chiar și așa însă, dacă Saim ar surprinde, fie și numai pentru câteva secunde, natura opiniilor secrete pe care le nutrește el, Winston, pe loc l-ar da pe mâna poliției gândirii. Adevărul este că oricine ar proceda la fel, dar Saim mai curând decât mulți alții. Zelul nu este totul. Ortodoxie înseamnă lipsa conștiinței. Uite, vine Parsons, zice Saim, ridicând ochii. Ceva din tonul vocii lui pare să adauge. Prostul ăla nenorocit. Parsons, conlocatarul lui Winston din blocul Victoria, încearcă de fapt să-și croiască drum de-a latul sălii. Este un individ corpulent, de statură mijlocie, cu părul blond și fața ca de broască. La 35 de ani, are deja mai multe rânduri de cefe și burtă,
dar se mișcă sprinten ca un băiețandru. În general aduce atât de mult cu un băiețel crescut masiv, încât deși poartă salopeta regulamentară, îți dă aproape automat sentimentul că este îmbrăcat cu pantaloni scurți, albaștri, cămașă gri și eșarfă roșie ca spionii. Dacă încerci să ți-l închipui, vezi întotdeauna imaginea genunchilor cu pernuțe și a mânecilor suflecate pe niște brațe cărnoase. Și într-adevăr, Parsons revine invariabil la pantaloni scurți, ori de câte ori vreo excursie în grup sau vreo altă activitate fizică, îi oferă o scuză pentru așa ceva. Acum îi salută pe Winston și pe Syme cu un bună ziua, bine dispus, și se așează la masă alături de ei, emanând mirosul lui intens de transpirație. Toată fața rozulie îi este plină de broboane de umezeală. Extraordinară capacitate are omul ăsta de a transpira. La centrul comunitar, îți dai seama imediat dacă a jucat ping-pong după umezeala lăsată pe mânerul paletei. Syme scoate o foaie de hârtie pe care este scrisă o coloană lungă de cuvinte și începe să o studieze cu un pix în mână. Ia uite-l și pe ăsta cum lucrează în pauza de masă, zice Parsons, dându-i un cod lui Winston. Zelos, nu? Ce ai acolo, bătrâne? Presupun că e ceva prea subtil pentru mine. A, Smith, bătrâne, hai să spun de ce mă țin după tine. Ai uitat să-mi dai pentru cheta aia. Care din ele? Întreabă Winston, căutându-se automat de bani în buzunar. La aproape un sfert din salariu pot spune cruce din cauza subscripțiilor voluntare, atât de multe, încât îți vine greu să le mai ții socoteala. Pentru săptămâna de ură, știi și tu, fondul ăla pe case. Eu sunt casier la blocul nostru. Facem un efort hotărător. O să organizăm un spectacol fantastic. Ascultă-mă pe mine. N-o să fiu eu de vină dacă bătrânul nostru bloc Victoria n-o să aibă cea mai grozavă desfășurare de steaguri de pe toată strada. Ai promis că îmi dai $2. Winston scoate din buzunar și întinde două bagnote mototolite și soioase, pe care Parsons le notează într-un carnețel cu scrisul lui ordonat de semi-analfabet. Apropo, bătrâne, zice tot el, aud că pramatia aia mica mea a tras ieri cu praștia în tine. I-am tras eu lui în perdav bun pentru chestia asta. I-am spus că iau praștia dacă mai face. Cred că era cam supărat că nu mergea la execuție, zice Winston. Ei, da, bine. Da, ce vreau să zic? Arată spiritul care trebuie, nu? Sunt niște pramatia furisite amândoi. Dacă îmi vine vorba de zel, nu se gândesc la altceva decât la spion. Și bine, sigur că da, la război. Știi ce a făcut fiica mea? Aia mică, sâmbăta trecută când i-a dus cu grupa într-o excursie pe șosea. A mai luat două puștoaice cu ea, a părăsit grupul pe furiș și toată după amiaza a urmărit un individ ciudat. S-au ținut de coada ăluia 2 ore prin pădure și pe urmă când au ieșit, l-au dat pe mâna patrulelor. Dar de ce au făcut treaba asta? Întreabă Winston, oarecum îngrozit. Puștoaica mea, continuă Parsons, rânjind triumfător, era convinsă că ăla era cine știe ce agent dușman parașutat, ceva de genul ăsta. Da, aici e poanta, bătrâne. Ce crezi că i-a atras atenția la el de la bun început? S-a prins că purta niște pantofi mai altfel, ceea că nu mai văzuse pe nimeni purtând asemenea pantofi în viața ei. Așa că avea toate șansele să fie străin. Destul de deșteaptă pentru mucea de 7 ani, nu? Și omul ăla ce-a pățit? Întrebă Winston. Asta nu ți-aș putea spune, dar nu m-ar mira prea tare dacă... Și Parsons mimează ochitul cu pușca și pleznește din limbă ca să sugereze împușcătura. Bun, zice Syme, neatent, fără să-și ridice ochii de pe foaia lui de hârtie. Sigur că da, nu putem risca, zice Winston, dând din capa în cuvințare. Adică ce vreau să spun, doar e război, nu? Completează Parsons. Parcă pentru a confirma spusele lui, la teleecranul aflat deasupra capetelor lor, izbucnește un sunet de goarnă.
De data asta însă nu este un anunț despre vreo altă victorie militară, ci doar un comunicat din partea Ministerului Abundenței. "Tovarăși!" strigă o voce de tânăr entuziasmat. "Atențiune, tovarăși! Avem să vă dăm vești mărețe! Am câștigat bătălia pentru producție, beneficiile la toate categoriile de bunuri de consum, pe care tocmai le-am centralizat, demonstrează că nivelul de trai a crescut, anul trecut, cu nici mai mult, nici mai puțin, de 20%. În această dimineață, în întreaga Oceanie, au avut loc demonstrații spontane. Mii de oameni ai muncii n-au putut fi opriți să iasă din fabrici și din birouri și să mărșăluiască pe străzi, purtând drapelele și exprimându-și mulțumirile lor către fratele cel mare pentru viața noastră nouă, fericită, pe care conducerea sa înțeleaptă ne-a făcut-o să o trăim. Iată câteva dintre datele centralizate. Produse alimentare. Expresia "viața noastră nouă, fericită" revine de mai multe ori. De câtva timp este formula preferată a Ministerului Abundenței, Parsons, căruia semnalul de goarnă i-a captat toată atenția, stă cu gura căscată și ascultă, ca un fel de plictiseală sfătoasă. Nu poate urmări cifrele, dar este conștient că, într-un fel sau altul, reprezintă un motiv de satisfacție. Scoate o pipă imensă și soioasă, plină deja pe jumătate cu scrum de tutun. Având rația de tutun de numai 100 de grame pe săptămână, rare ori poți să-ți umpli pipa până sus. Winston fumează o țigară Victoria pe care o ține cu atenție la orizontală. Rația următoare începe abia de mâine și nu i-au mai rămas decât 4 țigări. Pentru un moment și-a stupat urechile la zgomotele mai îndepărtate și ascultă și el ce se spune la teleecran. S-ar părea că au avut loc chiar și demonstrații în semn de mulțumire adusă fratelui cel mare pentru majorarea rației de ciocolată la 20 de grame și nu mai departe decât ieri, se gândește el, s-a anunțat că rația urma să fie redusă la 20 de grame pe săptămână. Cum dracului se poate înghiți chestia asta după numai 24 de ore? Și totuși, uite că se înghite. Parsons o înghite ușor cu prostia unui animal. Ființa fără ochi de la masa de alături o înghite fanatic, pasionat, cu dorința plină de furie de a urmări, denunța și vaporiza pe oricine ar pomeni că săptămâna trecută rația era de 30 de grame. Și Sime, într-un anume fel mai complex, implicând dublu gânditul, și Sime o înghite. Și atunci, să fie el oare singurul cu memorie? Teleecranul debitează în continuare statistici absurde. În comparație cu anul trecut, există mai multă mâncare, mai multe case, mai multe haine, mai multă mobilă, mai multe cratițe, mai mult gaz lampant, mai multe vapoare, mai multe elicoptere, mai multe cărți, mai mulți copii, mai mult din orice, afară de boli, crime și demență. An de an și clipă de clipă, toți și toate merg zbârnâind în sus. Așa cum făcea și Sime mai devreme, Winston își ia și el lingura și începe să deseneze figuri cu ea prin zeama incoloră, care s-a scurs pe masă, lăsând un model în balta lunguiață. Stă și meditează cu dușmănie la esența fizică a vieții. Oare întotdeauna a fost așa? Mâncarea a avut întotdeauna gustul ăsta? Își aruncă privirile peste sală. Cantina aglomerată cu tavanul jos, pereții jegoși de frecarea sutelor de corpuri, mesele de fier cu tăblia îndoită și scaunele atât de înghesuite de te lovești în coate de cel de alături. Lingurile îndoite, tăvile ciobite, cănile albe și grosolane. Orice suprafață unsuroasă, mizerie în orice crăpătură și un miros amestecat mai mult acru de gin prost, de cafea proastă, de tocană cu gust metalic și de haine murdare. Tot timpul duci cu tine în burtă și pe piele un fel de protest, sentimentul că ți s-a luat ceva la care aveai dreptul. Este la fel de adevărat că nu-și amintește de nimic cu mult diferit. Din ce mai ține el minte exact, niciodată nu a avut destul de mâncare, nimeni nu a avut vreodată ciorapii și chiloții altfel decât plini de găuri, mobila a fost întotdeauna ciocnită și șubredă, camerele neîncălzite, metrourile aglomerate, casele dărăpânate, pâinea neagră,
ceaiul, o raritate, cafeaua cu gust de jeg, țigările prea puține, nimic ieftin și din plin, afară poate de ginul obținut pe cale sintetică. Și totuși, deși este evident din ce în ce mai rău pe măsură ce îmbătrânești, dacă inima ți se revoltă de lipsa de confort, de murdărie, de lipsuri în general, de iernile interminabile, de ciorapii care ți se lipesc de tălpi, de lifturile care niciodată nu merg, de apă rece, de săpunul grunjos, de țigările care ți se dezmembrează între degete, de mâncarea asta cu gustul ei ciudat și grețos, nu este oare un semn că nu asta este ordinea firească a lucrurilor? De ce să simți că nu mai poți suporta, dacă nu ai cumva un fel de amintire ancestrală, că lucrurile au stat odată alminteri? Se uită din nou peste cantină. Aproape toți sunt urâți și toți urâți ar fi chiar îmbrăcați cu altceva decât cu salopeta albastră de uniformă. În fundul sălii, la o masă, stă singur un individ mic cu o mutră ciudată ca de gândac și cu ochii tot mici și bea o cafea, aruncând priviri suspicioase într-o parte și într-alta. Cât de ușor este, se gândește Winston, dacă te uiți în jur să crezi că modelul fizic desemnat de partid, ca fiind ideal, băieții înalți și musculoși și fete cu sânii mari, iar unii și ceilalți blonzi, plini de viață, cu fețele arse de soare, fără griji, că modelul ăsta există și chiar predomină. De fapt, din câte știe și vede el, majoritatea lucrurilor aerobazei 1 sunt mici, tuciurii și disgrațioși. Ciudat cam proliferează tipul ăsta de oameni prin ministere, mărunți, bondoci, care se îngrașă de tineri cu picioare scurte, cu mișcări bruște și mereu pe fugă, cu fețele unsuroase și imobile și cu ochii foarte mici. Se pare că este tipul de oameni care se dezvoltă cel mai bine sub conducerea partidului. Comunicatul Ministerului Abundenței i-a sfârșit, cu un alt sunet de goarnă, după care urmează o muzică ieșită parcă din tinichea. Ministerul Abundenței a făcut treabă bună anul ăsta, zice Parsons, trezit la un vag entuziasm de bombardamentul cu cifre, scoțându-și pipa din gură și dând din capa în cuvințare. Apropo, Smith, bătrâne, bănuiesc că n-ai vreo lamă de ras să-mi dai și mie. Nici măcar una singură, se grăbește Winston să-i răspundă. Și eu de 6 săptămâni mărat cu aceeași lamă. Ei, oricum, m-am gândit să te întreb, bătrâne. Îmi pare rău, se scuză Winston. Vocea măcăitoare de la masa de alături, care a tăcut în timpul comunicatului de la minister, pornește din nou, mai viguroasă ca niciodată. Fără să-și dea seama de ce, Winston se trezește deodată gândindu-se la doamna Parsons, cea cu părul ca fânul și cu praf în ridurile de pe obraj, în 2 ani de zile cel mult, copiii au urs-o denunțe poliției gândirii. Doamna Parsons o să fie vaporizată. Parsons, el, pe de altă parte, n-o să fie niciodată vaporizat. Individul fără ochi și cu voce măcăitoare, nici ăla n-o să fie niciodată vaporizat. Ființele astea mărunte, care arată gândaci și se strecoară atât de grăbite pe coridoarele labirintice ale ministerului, nici ele n-or să fie niciodată vaporizate. Nici fata cu părul negru de la secția literatură, nici ea n-o să fie niciodată vaporizată. Lui Winston îi se pare că știe din instinct cine are să supraviețuiască și cine nu, deși nu este deloc ușor de spus ce anume te ajută să supraviețuiești. În acest moment, tresare brusc din visare, cu ochii deschiși, fata de la masa de alături s-a întors pe jumătate și se uită la el. Este chiar fata cu părul negru. Se uită la el dintr-o parte, dar ciudat de intens. În clipa în care ochii li se întâlnesc, ea își întoarce capul la loc. Pe Winston îl năpădește o sudoare rece pe șira spinării, îl trece un fior îngrozitor, dar acesta și trece la fel de repede, lăsând în urmă un fel de neliniște enervantă. De ce îl urmărește? De ce se tot ține după el? Din păcate nu-și mai amintește dacă ea era deja la masa aia când au sosit el și cu Syme, sau a venit mai târziu după ei. În orice caz, în timpul celor 2 minute de ură de ieri, s-a așezat imediat în spatele lui, deși nu obliga nimeni să stea acolo. Se prea poate să fie avut de fapt intenția de a-l asculta pe el,
să vadă dacă striga destul de tare. Îi revine în minte gândul de mai devreme. Probabil că nu este chiar agenta poliției gândirii, dar tocmai spionul amator este soiul cel mai primejdios. Nu are cum ști de cât timp se uită fata la el, dar se poate foarte bine să-l fi urmărit în ultimele 5 minute și la fel de posibil este ca el să nu-și fi controlat perfect trăsăturile feței tot timpul. Teribil de riscant este să cazi pe gânduri într-un loc public sau în raza de acțiune a vreunui teleecran. Cel mai mic indiciu te poate înfunda. Un tic nervos, o înfățișare inconștientă de anxietate, obiceiul de a șopti pentru tine însuți orice duce cu gândul la ceva anormal sau la ceva ascuns, în orice caz, a arbora o expresie nepotrivită pe față, de exemplu, să ai o mutră neîncrezătoare când se anunță câte o victorie, este în sine un delict care se pedepsește. Există și un cuvânt pentru asta în nou vorbă, crimă chip. Fata s-a întors din nou cu spatele la el, poate că la urma urmei nu se ține după el. Poate este numai o coincidență că s-a așezat atât de aproape de el 2 zile la rând. I s-a stins țigara, așa că o așează cu grijă pe colțul mesei și o păstrează pentru după slujbă, dacă reușește să facă în așa fel încât să nu-i cadă tutunul din ea. Este aproape convins că individul de la masa de alături spionează pentru poliția gândirii și că el, Winston, o să ajungă în beciurile Ministerului Iubirii în cel mult 3 zile, dar un capăt de țigară nu trebuie irosit. Simon își împăturește foaia de hârtie și o bagă în buzunar. „Auzi, bătrâne?” zice Parsons, molfăindu-și pipa între dinți. „Ți-am povestit vreodată cum au dat ăia mici ai mei foc la fusta unei babe care vindea în piață, fiindcă o văzuseră în pachet încărnați într-un portret al lui F.M.? S-au strecurat până în spatele ei și au dat foc cu o cutie de chibrituri. Cred că au ars-o rău de tot. Niște puși la male, nu? Da, ai dracu ca muștarul. Clasa întâi pregătesc ăștia la spion, în ziua de azi. Chiar mai bine ca pe vremea mea. Ce crezi că le-au dat mai nou? Cornete acustice de ascultat pe gura cheii. Aia mică a adus unul acasă alaltăieri și l-a încercat la ușa de la sufragerie. Ce, caude de 2 ori mai bine decât dacă și-ar lipi urechea de broască. Sigur că e numai o jucărie, dar totuși le faci o idee corectă, este?”